Bine v-am regăsit la Exclusiv în România. Suntem în județul Cluj și încercăm să vă arătăm destinații pe care încă nu le cunoașteți. Așadar, nu ne vom ocupa de festivalurile care înconjoară Clujul, nici de orașul minune al vestului românesc, iar din Cluj nu vom selecta decât un muzeu cu adevărat inedit, unicat el însuși cel puțin la nivel european, Muzeul Culturii Steampunk, acela care s-a ocupat ca parte a SF-ului cu mașinările fantastice ale literaturii secolului al XIX-lea, aduse până la zi. Și dacă tot vorbim de mașinării și de steam, adică despre aburi, haideți să mergem și până la Dej, acolo unde ar putea exista un minunat muzeu al locomotivelor, dacă pe lângă inimoșii locului și autoritățile ar pune umărul să pună în valoare împreună ceea ce există acolo în patrimoniu. Locomotive cu aburi unicat, un unicat mondial, o locomotivă care nu se găsește decât în România, n-a fost făcută decât într-un singur exemplar și a fost cea mai puternică din Europa la vremea ei. Iar în SIC există, de exemplu, un olandez atât de pasionat de dansurile maghiare din zonă, încât pe banii lui a construit acolo un muzeu al dansului. Omul este cu adevărat ieșit din comun, îl vom cunoaște. Și tot acolo există biserica reformată din SIC, un monument istoric care are o vechime remarcabilă și de care se leagă câteva evenimente importante, istorice și nu numai. Acolo există și artă cu adevărat ieșită din comun. Și dacă tot vorbim de artă, să nu evităm Gherla, orașul despre care nu se mai știe că a fost întemeiat de armeno-catolici. Aceștia nu mai sunt decât foarte, foarte puțin, poate 50 în toată Gherla, dar au o catedrală minunată și în ea se află un tablou care a fost atribuit lui Rubens. Care este adevărul? Vom vedea. Pas cu pas mergem peste tot. Tocmai facem o lobotomie la... Cea mai puternică locomotivă diesel-electrică fabricată în lume. Este sau nu este un Rubens? Aventura noastră de astăzi începe așadar la Cluj-Napoca. O veche clădire de pe strada Ștefan Octavian Iosif, la numărul 4, adăpostește un unicat european cu totul ieșit din comun și care te cucerește încă de la intrare. Da, într-adevăr, cel mai ciudat loc din Cluj, the weirdest place in Cluj, Steampunk and Fantasy Museum. Am aflat despre adevărat, n-am știut ce urmează să fie, ca să spunem așa, chiar arată bine. El este István D. Botond. Dr. István D. Botond, eu sunt proprietarul și inițiatorul acestui proiect și visătorul care a visat tot conceptul. Sincer să vă spun, nu știu ce e dincolo de perdeaua asta, dar deja aici lucrurile arată spectaculos, ca să spunem așa, steampunk. Termenul în sine desenează de regulă un subgen al science fiction-ului. De aici ați pornit de la asta? Da, categoric. Și pornim practic din lumea magică a lui Jules Verne. Suntem încă doar în antreul muzeului și nu-i doar un muzeu, e o experiență. Ne place să spunem că e o experiență sau un muzeu gândit un pic altfel. Foarte multe obiecte se pot atinge, se pot apăsa butoane, se pot trage de sfori. Hei, se poate trage de sfori, sfoară. Poți să da, deci avem aici un One Leg Wonder Wheel care este creat dintr-o proteză veche de peste 120 de ani și un monociclu care l-am primit cadou de la un magician. Exponatul a fost creat de profesor Sylvester în atelierul muzeului. O să-l întâlniți și pe el un pic mai târziu la etaj. Dar, dacă doriți să încercați cum funcționează, trageți de sfoara asta, da? Și țineți-o trasă un pic. Ok, deci mecanismul de acolo se presupune că trebuie să fac... Ia să vedem. Ok. Incredibil! Deschidem zilnic de la 12 la 9 seara, iar în zilele în care este lună plină, deschidem până la 1 noaptea. Da, chiar e wow. Suzaku the Dragon, Japanese steampunk, explicații legate de steampunk, dar stați un pic că deja este amețitor. Văd că asta este un laborator de alchimie, lichide, culori, fantastic. Și efecte de sunet. Efecte sonore. În tot muzeul am pus destul de mare accent pe efectele vizuale, chiar și de miros,
și sonor, pentru că vrem să stimulăm cât mai multe simțurile vizitatorilor și toate se adună și alcătuiesc o imagine foarte plăcută, ciudată, interesantă pentru vizitatori. Tot ceea ce se vede aici este extrem de plin de imaginație locul, extrem de plin de culoare, de sunet, de impresii, de senzații. Și bineînțeles că atrage, n-are cum să nu atragă. Nici nu știu ce... E fantastic. Și bineînțeles, uite, dacă vreți să vă amuzați, cred că se poate, nu? Sigur că să experimentăm. Dacă voi pune degetul aici, unul dintre acele brațe se va orienta spre mine. Iată. Da, asta puteți experimenta și voi. La parter suntem un pic mai mult în lumea steampunk, sus la etaj intrăm în lumea de fantezie, a poveștilor, dar și acolo avem un pic de călătorie în timp, pentru că avem camera secretă cu mașina timpului. Nu vreau să vă spun prea multe, dar aici, în această sticlă, este elixirul tinereții veșnice. Și această sticlă are și o alarmă, că dacă vreun vizitator vrea să bea din această poțiune care e interzisă pentru vizitatorii doar pentru uz intern, atunci se declanșează alarma și cântă sticluța. Bun, asta sunt ideile. Operating room. Tocmai facem o lobotomie la acest manechin. Este și trebuie să recunosc că încăperea e din ce în ce, adică spațiul ăsta e din ce în ce mai freaky și din coace e încă și mai rău. Torture room, asta e camera de tortură. Wow! Da, camera de tortură este îndrăgită din nou. Sunt unii vizitatori care spun că le este un pic mai freaky, cum a spus și dumneavoastră. În schimb, tot ce vedeți pe pereți, noi am început să scriem cu marker negru și s-au scris, nu știu, 10 propoziții de o colegă de-a noastră. Restul avem marker la dispoziție pentru vizitatori și ei au scris peste tot. Tot ce vedeți aici s-a întâmplat în 9 luni de zile și dacă va fi prea plin ceea ce începe să fie, vom vopsi totul cu negru și le dăm marcare albe. Excelentă idee. Și da, într-adevăr, un scaun. Puteți să luați loc dacă doriți că... Mulțumesc! Nu, n-aș dori. Am părăsit zona mai dark și ne întoarcem și o să mergem încet încet spre etaj. În schimb, înainte am să vă arăt încă un exponat interesant, un aparat de raze X portabil, făcut dintr-o cutie de lemn găsită în Deva undeva la cineva, după care din foarte multe alte componente s-a creat acest aparat. Wow. Și are o caracteristică foarte interesantă, e conectată la Instagram și când scanăm vizitatorul, postează automat ce-o consumat în ziua respectivă. Deci, acum n-am apăsat butonul să scaneze, okay. V-am arătat numai cum funcționează. Da, deci aceste povești care sunt practic ireale, le plac la vizită. Știu, evident, că le spunem o minciună, dar le place să fie mințiți, în sensul bun, să fie vrăjiți. Asta și e, tot asta muzeul e o vrăjală foarte plăcută. Eu sunt fascinat de mașinării. Asta ar trebui să fie generator de unde? Da, un generator de unde cu care am încercat și am reușit ocazional să comunicăm cu extraterestre. Se învârte deci asta, de manivela. Asta ar fi povestea lui Tesla, ca să spunem așa. Poate fi, poate fi. Învârtiți okay. De manivela și de aici setați frecvența. Aha, ok. Și între timp puteți să... Da. Asta funcționează? Asta este o alarmă. Asta chiar funcționează? Funcționează și dacă știți cum funcționează, vă rog să și încercați. E bine să știe tinerii de astăzi, copiii de astăzi, cum au funcționat. Din păcate, mai există colțuri în lume în care se mai aud alarmele aeriene, din nefericire. Da. Nu vreau să intru în politică, e prea frumos ce vedem aici ca să ne lăsăm întristați. De... Sus e partea mai fantasy. Vă invit să mergem sus și acolo să vedeți o altă lume, poate chiar total diferită față de ce ați văzut aici la parter.
Acum pe profesor Ișlan Diboton l-am lăsat jos. Ups, again. Bine ați venit. Doriți să vă aflați viitorul? Marlene. Da, vreau să-mi aflu viitorul. Ce trebuie să fac? Să-mi puneți o întrebare. Orice vreți să știți. Ce vreau să știu? Ok. Cât o să mai lucrez în televiziune? Astea sunt cărți de? Tarot. N-ar trebui să mă ating de lucrurile astea, ar trebui să mă sperie. Lucrurile încă nu sunt hotărâte exact, însă aici nu mi-apare o finalitate în proiectul acesta, ci mai degrabă o nouă oportunitate. Sper că mă audă și conducerea televiziunii, ok, adică vă aud. Înțeleg că pe aici până trebuie să fie și profesorul Sylvester, să-l căutăm cu acid. Profesorul Sylvester este chiar atelierul lui, ca să spunem așa, și nu un actor figurant. Este... Cum crede lumea de obicei. Da, este chiar face câte ceva și mă gândesc că l-am și întrerupt din ceea ce făcea. Ești exact la locul de muncă. Locul de muncă, mai mult sau mai puțin, e locul meu de joacă, să zic. Ok, aia ce o să fie? Este o armă. O armă? Da, este o armă în stadiu de semifinalizare, să zicem așa. Este un fel de blaster. Avem două butoane importante. Primul buton ar fi cel care pornește arma, să zicem așa, pornește baza. Și anume avem luminile și avem diferite motorașe care acționează chestii din interior. Am început să fac un costum de Halloween, de acolo am făcut diferite elemente de recuzită pentru acel costum și am observat că am îndemânarea necesară să aduc la viață ce-mi imaginez mai mult sau mai puțin prin mediul ăsta sau prin altele, cum ar fi, nu știu, sculptură, modelaj și așa mai departe. Am văzut aici ceva care mie îmi seamănă cu un zeppelin. Este un zeppelin? Este un zeppelin, este într-adevăr unul dintre cel mai mare proiect pe care l-am făcut până acum. Vă invit să îl pornim și să vedem ce poate să facă. Se poate? Absolut. Nu mi-aș fi imaginat vreodată că la 50 și aproape 6 de ani o să mă bucur ca un copil când văd toate lucrurile astea. Sunt 6 motorașe care învârt fiecare câte un element din partea zeppelinului. Senzațional! Și proiectorul din botul zeppelinului, celălalt de aici de jos? Da, acela din nou se poate aprinde dacă trageți de acea manetă în sus. Deci asta este searchlight-ul zeppelinului. Da, uite, excepțional. Wow, s-a făcut liniște din nou. Chiar toate secretele sunt la vedere aici la voi, adică... E nenumărate lucruri aici, nici nu știu, mai e ceva ce nu s-a văzut? Exact, este cel mai interesant, să zicem, element interactiv din muzeul nostru. Este o cameră secretă pe care chiar vizitatorii o pot descoperi. Așa că să mergem la bibliotecă, propun. Ah, nu spune că asta este o mașină morse. Este o mașină morse. Da? Chiar vă rog. Asta e SOS-ul. SOS-ul. Și totuși nu s-a întâmplat nimic. Mă gândeam că poate de asta este legată într-un fel sau altul ceva, deschiderea. Aici sunt o felul de urme pe praf. Aici sunt multe urme. Aici sunt și mai multe urme.
Cartea trebuie împinsă. A, ok, atunci asta nu. Wow, dar nu mai știu pe care am atins-o, în sfârșit n-are importanță. Să vedem ce se întâmplă. Camera secretă care ascunde mașina timpului, evident. Ba. Și o colecție de ceasuri cu cuc, să putem să ținem cont de fiecare timeline în care călătorim. Ce excepțional. Ok, o să vă rog eu. Mi-aleg timpul în care vreau să mă duc. Uha! Nu, hai că vreau să mă întorc în anul în care m-am născut ea. 67. Nu. 1967. Și trebuie să recunosc că felul în care ați folosit și casa asta nu mai este genial. Excelent. Bun, și acum? Și dacă sunteți pregătit? Sunt foarte pregătit. Acela este motorul silențios pe care l-are mașina timpului. Așa. Al doilea. Motorul sunt diferite luminițe indicatoare. Ok. Și al treilea este lumina generală. Excelent. Sunteți gata? Da. Dacă tot am intrat în fascinanta mașinărie a timpului, atunci ne teleportăm la depoul de locomotive din Dej. Chiar dacă exponatele locului par mâncate de rugina timpului, aici ar putea ființa un fabulos muzeu al locomotivelor, dacă statul român ar avea înțelepciunea să salveze de la distrugere un patrimoniu excepțional. E adevărat că probabil ceea ce urmează să vă arătăm va fi mai degrabă o poveste pentru băieți. Probabil că băieții au fost pasionați mai mult de trenulețe și locomotive și apoi trenul și locomotive reale. Dar cine a călătorit vreodată cu trenul și cine a fost vreodată îndrăgostit de ideea de a merge pe calea ferată? Și ăsta e motivul pentru care am venit la Dej. Pentru că am aflat că există, pe scurt vorbind așa, un muzeu al locomotivelor. N-am știut exact la ce să ne așteptăm, am venit aici și poveștile sunt fantastice și cu toate astea mă încearcă așa un sentiment împărțit între admirație pentru oamenii care se ocupă de lucrurile astea și bucuria de a vedea că cineva se ocupă de ele și tristețe când mă uit de jur împrejur și îmi dau seama că undeva ceva totuși se încurcă la jumătatea drumului. Hai să o luăm cu începutul. În primul rând, de unde v-a venit ideea asta? De ce ați dorit să faceți asta? Ideea a venit în anul 1992. De fapt a fost o inițiativă a recent înființatului Tren Club Român de a salva și conserva patrimoniul tehnic feroviar al României, în special locomotive, vagoane, automotoare, cam tot ce este legat de materialul rulant de cale ferată din România. Ca și o solicitare am avut în acea perioadă, prima fiind locomotiva cu seria 150, numărul 105, care este de fapt locomotiva cu numărul 1000 fabricată la Reșița, și aceea care este expusă aici. Cea de aici, chiar mă uitam și citam pe plăcuță, da. Da. Este locomotiva cu numărul 1000, locomotiva care se afla la perioada respectivă în incinta depoului și deci a fost mult mai ușor de adus și de restaurat. Vreo una dintre ele, ea sau altele pe care vreau să le vedem, sunt în stare de funcționare? Nu este niciuna în stare de funcționare, dar se pot repara. Nu la noi în țară, se pot trimite la reparat în Germania, se pot trimite în Cehia la reparat. O reparație ar costa undeva pe la 3 milioane jumate de euro la ora actuală și se pot repara fără niciun fel de probleme. Asta este cea făcută la Reșița. Acolo, da, avem o locomotivă unicată în lume. De fapt, au fost fabricate doar două bucăți, 105 seria 151, 001 și 002. 001, din păcate, în anul 1945 a fost luată împreună cu alte 99 de locomotive cu avul și duse în fosta Uniune Sovietică.
și a rămas 151002 sora ei, care a fost în serviciul la depol de locomotive Cluj până în anul 1968, când a fost cedată muzeului CFR. Fabricată de? Fabricată de uzinele Nicolae Malaxa, de celebrul constructor de locomotive Nicolae Malaxa. Este cel care a fabricat pentru România primele locomotive diesel, ceea ce a reprezentat un pas extraordinar de important. Aveți și așa ceva? Avem două locomotive expuse, da? Dar aduse de la depol de locomotive Pașcan, restaurate și expuse în incinta depolului. Bijuteria asta făcută în 1942 la uzinele Malaxa în București, văd că scrie drăguț așa în limbajul vremii, iuțea la maxim 85 de km pe oră. Dar ce altceva mai caracterizează? Da, vorbim aici despre o realizare de top a industriei constituate de material uran în România. Este vorba despre cea mai mare locomotivă cu abur fabricată în România. Locomotivă care avea greutatea maximă în exploatare de 197 de tone, viteza maximă 85 de km pe oră și putea remorca în palier tonajul de 3100 de tone cu viteza maximă de 30 de km pe oră. Puterea locomotivei era de 2600 de cai putere, deci era chiar mai mare decât a unei locomotive diesel electrice care o avem prezent în exploatare și care are 2100 de cai putere. Extraordinar, dar asta e interesantă comparația. Și te gândeai că hai de-a face cu o bunicuță incapabilă. Nu, sub nicio formă. Dar am mai văzut și altele câteva acolo care mi s-au părut interesante. Mergem să le aflăm poveștile? Da, mergem. Bun, hai să vedem ce e acolo. Vorbim despre locomotiva cu abur din seria 231, așa zisă locomotivă Pacific, și care cred că a fost una dintre cele mai frumoase locomotive cu abur care a circulat pe rețeaua de cale ferată din România, dacă nu chiar cea mai frumoasă. E o locomotivă fabricată în anul 1922 la uzinele Henschel din Germania. Putea realiza o viteză maximă de 126 de km pe oră. Și chiar mergea cu această viteză și, așa ca și constructiv, aș putea să vă spun că are o singură particularitate. Este singura locomotivă din țară cu 4 cilindri motori, 2 exteriori și 2 interiori, iar prima osie cuplare este o osie care are arbore cotit, este cotită. Da, știți, de fapt, există o mare problemă, pentru că CFR are diverse datorii față de stat, ANAF a pus proprire pe o parte din patrimoniul CFR în dorința de a-l valorifica. Asta s-ar putea traduce, cel puțin cu privire la aceste locomotive sau altele, care sunt până la urmă obiecte de patrimoniu, pur și simplu prin tăierea lor și vânzarea la fier vechi, dacă doriți. Da? Nu știu dacă nu cumva ar fi bine totuși să găsim altă soluție, să tăiem altceva, să găsim alte modalități de a recupera datoriile decât acestea care presupun și distrugerea unui patrimoniu atât de important și atât de frumos. Cred că ar trebui să mergem mai departe. Avem o locomotivă electrică pe 4 osii expusă în muzeu. E vorba de prima locomotivă electrică fabricată pe 4 osii fabricată în fosta Iugoslavie în anul 1973 și categoria grea, ca să spun așa, prima locomotivă diesel electrică fabricată în anul 1959 în Elveția pentru căile ferate române. Deci aia sârbească e un Radă Concert de pe la Zagreb, probabil. Prima pe 4 osii e un Radă Concert, cea de-a doua este un Schulzer veritabil. Un Schulzer veritabil. Da. Am mai văzut o a treia locomotivă cu o formă aerodinamică foarte faină, dar parcă totuși un pic mai veche și ea pare un pic mai veche decât celelalte două, adică Schulzerul și Radă Concertul. Aia ce e? Anul de fabricație 1936. Este vorba despre un automotor fabricat tot la aceleași uzine Nicolae Malaxa, care este de fapt fostul automotor al conducerii regionale CFR Cluj. Deci tot Malaxa și ne întoarcem la Malaxa. Ne întoarcem din nou la uzinele Malaxa. Ceea ce vedeți acum e o locomotivă verde, și la propriu, dar și la figurat, de câte îmi dau seama, pentru că stau și mă uit de jur împrejur, nu văd niciun fel de motor cu combustie tradițional, nu văd niciun fel de pantograf. Ce-i cu ea? Este o locomotivă electrică acționată cu acumulatori. Acumulatori? Adică, da, cu baterii electrice. Bun, și când a fost ea făcută, că nu pare foarte modernă? În anul 1908, la uzinele AEG din Germania. A
avea bateriile montate în cele două nișe care se pot vedea cu perforațiile respective, iar pe cealaltă parte avea o priză de încărcare. Cele două capace se puteau ridica prin intermediul unui scripete cu acționat cu cablu și cu antrenat de o manivelă care era montată aici în această parte. Ah, și noi care bateriilor. Și noi care trăim cu impresia că abia acum inventăm noi mașini electrice și energia verde și ecologia. Înțeleg că am ajuns la unicatul absolut al colecției, ca să spunem așa. Dar e adevărat impresionantă și n-am mai văzut așa ceva, sincer. O locomotivă articulată, mi se pare mie, sau nu știu, două jumătăți, nu știu ce e asta. Da, este o locomotivă diesel electrică articulată, are puterea maximă de 4400 de cai putere și constructiv a fost fabricată în acest fel pentru că erau două unități practic independente, una față de cealaltă. Deci această locomotivă compusă din două grupuri motor diesel generator putea funcționa chiar și cu o singură unitate de 2200 de cai putere. Impresionant, 4400. Da, la acea vreme a fost cea mai puternică locomotivă diesel electrică fabricată în lume. Mai există vreun exemplar? Nu există, a fost un unicat. Și există, este un unicat în lume. Și a ajuns aici? Da. Bun, și la ce a fost ea folosită vreodată? Ea a fost cumpărată de către administrația căilor ferate în 1938, în ideea că se vor achiziționa mai multe și se va trece la dizelizarea tracțiunii pe căile ferate din România. Între timp, începutul războiului a făcut imposibilă această acțiune, astfel că a rămas singura în circulație. În timpul celui de-al doilea război mondial a fost utilizată doar ca și generator de curent la uzinele Grivița, iar după terminarea războiului a fost utilizată la remorcarea trenurilor de călători până în anul 1965, când a fost retrasă din circulație. Interesant este că ultimii ani din serviciu a fost utilizată și la remorcarea trenurilor prezidențiale ale fostului conducător Gheorghe Gheorghe Udej. Locomotiva încă păstrează pe cele două traverse frontale suporții pentru montarea drapelelor când erau utilizate la remorcarea trenului prezidențial. Am uitat să vă întreb unde a fost produsă. Ea a fost fabricată la uzinele Schulzer din Elveția. Următoarea noastră destinație este satul Sic din județul Cluj, dar nu ne vom opri la stufărișul de la marginea localității, celebra delta din Transilvania, ci vom face o scurtă oprire la Biserica Reformată, care se înalță maestoasă pe un deal. Preotul Salai Martin ne face încă de la început o mărturisire. Parohul este tot din Sic? Da, și este patriot local. Am fost botezat în biserica asta, m-am căsătorit în biserica asta, am luat nafura prima dată în biserica asta, am confirmat credința tot în biserica asta. Asta este o istorie personală lungă, dar istoria bisericii este mult mai lungă. Da. De fapt, este și foarte frumoasă, este și monument. Ce ar trebui să știe cel care vine în zona asta, de ce ar fi bine să viziteze această biserică? Pentru că este o bijuterie, monument istoric de categoria A, nu de mult a fost renovat în totalitate. Este și foarte veche. După invazia tătarilor din 1241, s-a început construcția Bisericii Reformate din Sic. A fost biserică catolică, normal, înainte de reformarea religiilor. Și este o biserică în stil gotic, tip bazilică, în trei nave fără turn. Am văzut că s-au păstrat frește, probabil că erau fost acoperite într-o vreme, un gest specific reformei religioase a lui Luther și a urmașilor săi, și acum sunt din nou la vedere. Freșcele n-au apărut doar la renovarea recentă a bisericii. Ultima renovare și reconstrucție generală a bisericii, când a și primit înfățișarea cum arată acum, a fost chiar după al doilea război mondial, în anii 1946-47. Avem peste 200 de metri pătrați de fresce aduse la lumină, sub stratul de var, foarte bine conservate. Sunt 5 straturi istorice. Fresca Sfântului Bartolomeu datează din anii 1280.
Foarte impresionant. Este al doilea strat. Al treilea strat, care datează din a doua jumătate a secolului XIV, este legenda Sfintei Margareta de Antiochia, păstrate fragmentar. Și mai este un strat, după reforma religiilor, sunt inscripții pictate din 1703. Adevăratul motiv pentru care suntem la SIC este pentru că suntem în căutarea nu a olandezului zburător, ci a celui dansator. Și asta pentru că Michael van Lagenveld a colecționat 560 de perechi de cizme de dans, peste 50 de viori, 6 contrabasuri, un violoncel vechi de peste 150 de ani, o violă și multe alte obiecte tradiționale din dragoste pentru dansurile sicane, plus o harmonică. Să nu vă mirați pentru faptul că mă aflu în locul în care mă aflu și pentru că sunt îmbrăcat așa cum sunt îmbrăcat. Sunt niște haine secuiești ungurești din localitatea Sic, din județul Cluj. Există aici ceva cu adevărat ieșit din comun. Un om cu o poveste și cu un loc pe care merită să le cunoașteți. Merită să știți ce se întâmplă aici. Merită să știți cine este Michael van Lagenveld, ce a căutat acest olandez în acest sat, de ce a venit în România, de ce s-a stabilit aici și mai ales de ce a creat pe banii lui toată această colecție muzeală, să o numesc așa, din jurul nostru. Hello! Hello! Thank you for having us here. You're welcome. Binevenit! Mulțumesc! Why did you decide to come and settle in Romania and when did this happen? In 1984 I went to Amsterdam to a second-hand bookstore, and there I found a book about Hungarian traditions in Hungary, but also in Transylvania. Mm-hmm. All the pictures, the book was from Cornis Peter, a very famous guy. He was born in Cluj-Napoca. He came to Sic in 1967, and he made pictures of the dance houses from Sic. In 1990, the border opened, and that was after 5 months already after revolution. I decided I want to see this village. And you came here. And I came here, and I saw such a beautiful room, Tista Soba, Hungarian language. And then I asked for a little bit of water. I was thirsty. They gave me this little water. It was palinka. One palinka, two palinka, three palinka, and then I got a bone soup, again a palinka, and I was totally drunk. So after midnight, two boys brought me to another house, and so you guess already in the morning, I did not know where I was. Vaidemina, Istenem. Where I am, Horvajok. I opened the window. I did not see normal cars, only cow cars and horse wagons. And everybody was in traditional Seiki costumes. It was like Alice in Wonderland. Mm-hmm. So I always say in Sik I was born again. You decided to create this dance museum, this Tanzhaus Museum, in Sik. Why did you want to do this? Because
Like money is not everything. The most important thing is happiness. And when I saw in this first 14 years, always coming back to the Transylvanian families, it felt warm. And then after 14 years, I decided to look for a house somewhere. Mm-hmm. And then I saw in Sieg, I saw this blue house with the roof was very romantic, bowing. And it was love at first sight. And I never was in it. So half year later, I bought the house. And then I went in and I said, Mamma mia, what did I do? Because the house was very bad because of the woodworm. Mm-hmm. The woodworm had eaten everything. But okay, in that conditions, we went to the notar, and just 2 days after the notar, old woman came and she said, congratulations, Mihai, you bought the dance house from Chipkesek, Strada Doje. Mm-hmm. Now. Yeah, it's quite impossible to separate Transylvania from Palinka. I always say a dance house without Palinka is a swimming pool without water. Very true. You speak Hungarian. How and why did you learn Hungarian? Well, in 1990, I attended bridge courses for half a year to learn the grammatica. And then I went, of course, a lot of time in Transylvania, and I learned, it's a little bit joke, but a little bit it's true. I learned the language by drinking palinka. Can you explain this in Hungarian? Egy palinka, tisztót. Két palinka, ötvenszót. Három palinka. 500, négy pálinka, te tudod mindent. This collection is impressive. It might mean quite a lot of money, it might mean quite a lot of investment, or is it, how did you gather these things together? Well, a lot of people are asking me the same question, but I never counted the value of my things, because then I will get a heart attack. But it started in the 90s already, and it is growing and growing. Together, I am trying to connect the people by dancing and drinking palinka. I see. On the other hand, I see a lot of instruments here, violins, cellos, whatsoever. Do you yourself play on some instrument? The interesting thing is I have a collection of about 50 violins, six double basses and a bridge, but I do not play. I only play a little harmonica. Puțină lume mai știe astăzi că orașul Gherla, cunoscut mai ales pentru celebrul penitenciar, a fost întemeiat de armeni. Vechea denumire era Armenopolis, iar astăzi Catedrala Armeno-Catolică Sfânta Treime din centrul orașului adăpostește o faimoasă operă de artă. Așa să fie oare? În Gherla, această ctitorie a armenilor veniți în Transilvania, se află două biserici care le aparțin, două biserici armeno-catolice, ca să spunem așa. Cea mai imposantă, cunoscută și vizitată pare a fi cea în care ne aflăm noi acum. Lăcaș
administrat, dacă doriți, și la care și slujește, având biritualism, Părintele Crișme de Attila. Biserica aceasta este acum catedrala armeano-catolicilor, care a fost numită catedrala din 1930. Această biserică a fost începută în 1748, 18 septembrie, dacă nu mă înșel, și a fost sfințită în anul 1805. Câți senoriași mai sunt armeno-catolici în Gherla? Armeno-catolici care locuiesc aici sunt 50 de persoane, dar Clujul, Baia Mare, de aici până în Timișoara și până Satul Mare aparține tot, jumătate de Ardea aparține de noi. Pe de altă parte, revin puțin la ceea ce a reprezentat comunitatea cândva, de exemplu, momentul în care a decis că dorește să aibă acest tablou aici, deasupra acestui altar. Un tablou care a trezit foarte, foarte mult interes și care, la un moment dat, făcea obiectul unei întregi discuții științifice. Este sau nu este un Rubens? Acum, după ultimele cercetări, pictura aceasta este a lui Joachim von Zandrart, care a fost pictată pentru Mănăstirea Benedictină din Lambach, din Austria, și a fost cerută de la Lambach în 1780, în anul care a murit Maria Tereza, a fost cerută la Belvedere. Știm că preotul de atunci, în 1790 și ceva, a scris la fostul consiliu local de atunci: oameni buni, ați spus că ne luați o pictură de altar din banii respectivi, unde este? Și după aia consiliul local a plătit și un armean a dus pictura aici în Gherla și a fost la locul lui până în 1944. Ungurii s-au retras, știau că ăsta e Rubens și ca valoare foarte mare au dus-o în Ungaria. A fost la Bocuinbil, la mănăstirea de acolo și după aia, cred că în 1952, statul comunist maghiar a dat înapoi statului comunist român. S-a dus la muzeu de la Gherla, cei de la muzeu au spus că noi nu prea putem să avem grijă așa cum trebuie și l-au dus la Cluj. Și în 1999, 22 decembrie, a venit înapoi la locul lui ca patrimoniu a muzeului care se ține aici. Care se ține aici. Și după aia a venit înapoi în patrimoniul parohiei. Cu siguranță că prângă tabloul atribuit inițial lui Rubens, o atracție a bisericii, ar putea fi și acest mănunchi de chei. Trebuie să recunosc că sunt impresionante și ca dimensiuni și din punctul de vedere al greutății. Le-am descoperit aici și cumva mi le-am însușit, dar nu e cazul să fie la mine. Ele trebuie să fie mai degrabă la domnul Molnar Tibor, care este reprezentantul comunității armenești și în egală măsură și administrator al cașului de cult, așa că îmi cer scuze că l-am furat. Se întâmplă să devină cumva atracție și pentru vizitatori? Da, mai vin. Aproape toată lumea face câte o poză și cu cheile. Aș vrea să vă rog doar în câteva cuvinte să descrieți puțin parcursul armenilor care au venit dinspre Est și până la urmă, printre multe alte lucruri, au fondat și orașul Gherla. Armenii care au ajuns în Gherla au pornit din orașul Ani în jurul anilor 1200. În prima fază s-au oprit în peninsula Crimeea, după aceea în Moldova. În Ardeal au intrat undeva la sfârșitul anilor 1600, începutul anilor 1700 și au intrat în patru localități, acestea fiind Gheorgheni, Frumoasa și Dumbrăveni. De aceea m-am oprit, pentru că a patra localitate ar trebui să fie Gherla, dar nu este Gherla, fiindcă cei care au venit în Gherla inițial s-au oprit în Baia Mare. Acolo nu prea s-au înțeles cu sașii și au decis să cumpere acest teren, unde nu era nimic, și au fundat orașul. Episcopul Verzerescu a cumpărat terenul și cu ajutorul proiectantului Alexa din Roma a proiectat orașul de la zero. Episcopul Verzerescu a fundat orașul ca să aducă aici toți armenii din Ardeal, însă unii au fost deja mulțumiți acolo unde au fost și au spus că mulțumesc frumos, ei nu vin, rămân acolo, o parte au venit aici. În momentul în care vin turiștii, către ce anume îi ghidați? Ce e interesant și important de văzut în biserică? Păi, toată biserica este o construcție grandioasă, putem să spunem. Turiștii vin mai ales pentru pictură.
dar sunt interesat și de biserică. Le povestim istoria bisericii, construcția bisericii. Sunt câteva elemente interesante, cum este, de exemplu, ceasul deasupra la orgă. Orga în sine cred că reprezintă și ea un punct interesant și important în biserică. Da, orga are un sunet extraordinar.